Ar fi un lucru extraordinar ca gălățenii să-și dea seama ce importanță poate avea deschiderea străzii Traian, bulevardului Traian, cu patru benzi de circulație de la Vânător și până în Elicea de la Dunăre. Vă dați seama, unic sens, doar pe coborâre, cu patru benzi de circulație, astfel încât pe bulevardul Traian să cobori până în Elicie, la Dunăre, iar pe Coșbuc patru benzi unic sens să urci spre zona Vânători. Iar aceste mari bulevarde și minunate bulevarde ale Galațiului să fie mărginite de piste de biciclete făcute la standarde extraordinar de sigure pentru cei care vor practica mersul pe bicicletă de acum încolo în municipiul Galați. De la Elicie pe Faleză și mai departe spre zona turnul televiziunii, vreau să spun gălățenilor că generalul Gabriel Oprea, atunci când a fost viceprim-ministru și ministru de interne, a reușit ca pentru Galați să treacă prin Consiliul Superior de Apărare al Țării faptul că din poliția de frontieră o bucată de teren să se transforme în zonă aferentă municipiului Galați, iar pe acolo să treacă o șosea, un drum expres cu patru benzi până la Real, până la Ușan. Deci iată că generalul Oprea și UNPR-ul au făcut mai multe decât au făcut toți cei 15-16 parlamentari pe care nu-i cunoaște nimeni, un parlamentar de Galați, care, spre deosebire de parlamentare de dincolo de Arcul Carpatic, ai noștri se interesează mai mult de avantajele personale și de faptul că trebuie să ajungă lider, vicelider de grup, să aibă mașină la scară, secretară sau eu știu ce altfel de birouri mai mari sau mai mici. Iată că cei de dincolo de Carpați, atunci când se face bugetul consolidat al României, o mare parte din banii aceștia îi ghidează spre zona aceea de Ardeal. De aceea, cetățenii din municipiul Galați trebuie să știe că PSD-ul, de exemplu, chiar și PNL-ul, vin să ia voturi foarte multe din zona Galați și zona Moldovei, iar când este vorba despre bani, banii pleacă în Ardeal. De ce? Avem parlamentari impotenți, dragii mei. Avem parlamentari care nu sunt interesați de municipiul Galați, de fapt nici nu sunt gălățeni. Cred că 90% dintre ei nu sunt gălățeni. Marius Stan este soluția istorică a municipiului Galați. Bine, în viața unui oraș, un moment istoric când acel oraș trebuie să câștige niște valențe de dezvoltare. Altele față de ce a fost până acum în municipiul nostru. Și iată, ne gândim la Coșbuc, ne gândim la strada Traian, ne gândim la dărâmarea garajelor și construirea în locul lor a parcurilor de care se bucură acum mamele, copiii, împreună cu copiii, bunicii cu nepoții se bucură de aceste parcuri cu o aparatură foarte modernă, cu suprafețe antitraumatizante pentru copiii noștri, astfel încât să nu mai existe accidente. Foarte puțini oameni s-au gândit la așa ceva. Iar sub traversarea de la Dunăre, oamenii dragi, va fi cel mai mare câștig pentru municipalitate. Dacă reușim să facem această subtraversare, șomaj zero la Galați, iar noi vom fi mândri că suntem gălățeni și ne vom lăuda nu numai în România, ci și în Europa cu această mare realizare.